Numărul copiilor vaccinați împotriva rujeolei a crescut simțitor luna trecută după ce reprezentanții DSP au mers în zonele din județ unde rata de vaccinare este mai mică și le-au vorbit oamenilor despre importanța vaccinării. Noi uh, am mers din nou în uh, cartierele Problemă din uh, municipiu, împreună cu reprezentanții uh, dumnealor, practic aici ceva de etnia romă, uh, cu reprezentanții din prefectură. Dumnealor uh, au fost activi și au mers cu noi, au înțeles uh, rolul campaniei și, bineînțeles, în urma acestor acțiuni s-a constatat și o creștere a adresabilității măminților către uh, medicul de familie pentru a-și vaccina copiii. Totuși mai sunt și părinți care refuză în continuare să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei, în timp ce alții sunt plecați în străinătate. Problema cea mare pe care o avem și pe care am avut-o au fost cu micuții care sunt plecați din, din țară, sunt în străinătate și atunci, ca și numări, apar nevaccinați pentru că nu putem să-i să găsim. De asemenea, sperăm ca părinții care sunt plecați, în momentul în care revin în țară, să se adreseze medicul de familie pentru a putea să-i vaccinăm pe micuții. În aceste condiții, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj atrag atenția că odată cu revenirea copiilor în colectivități, șansele extinderii epidemiei de rujeolă cresc, cei mai expuși fiind micuții nevaccinați din creșe și din grădinițe.